compară Europa și decalajele istorice. Adică în care ni se dau informații ce s-a întâmplat, de exemplu, cu sistemul sanitar, care e o chestiune, ceea ce trăim acum, e legată cu acea perioadă. De exemplu, întotdeauna susțin că anii 60-70 a fost pentru noi, bun rei cum s-au întâmplat, a fost o perioadă în care s-a produs un anumit tip de modernizare. Bună, rea, nu contează. Adică, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani este o lipsă de proiect și o lipsă de construcție concrete a ceva. De exemplu, întotdeauna eu spun când ieșiți pe stradă, uitați-vă spre cer. Și nu o să vedeți cerul din cauza foarte multe clădiri, nu clădiri, cabluri. Le tăiem, deci, și s-a terminat cu televizorul. E o bună soluție. Nu, că acum televizorul funcționează pe... Mai scăpăm și de internet. Dar, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a produs în ultimii 20 de ani este această industrie, să zicem, neoliberală, în care s-au tras cabluri peste tot, dar ceea ce ține această căblăraie produsă post-90... E capitalismul. Nu, ceea ce ține este stâlpelul Ceaușescu. Dacă stâlpelul Ceaușescu pică, deci, practic, infrastructura, ceea ce vreau să spun simplu, infrastructura pe care noi încă trăim și din păcate n-am reușit să producem nimic, dar iarăși, nu spun în sens pozitiv sau negativ, este din acea perioadă. Asta este realitatea. Și atunci, de aici, vine un soi de sevă în care noi ne tragem blocurile, casele, adică după 1990, să spunem, nu s-a produs așa o... Păi nu s-a produs aproape nimic, spuneți-mi câți... O modernizare. Câte stații de metro s-au produs? Nu. Stați puțin, domnule. Nu e așa. Uitați, astăzi am... Dar nu vreau să arăt spre trecut. Institutul Național de Statistică spune un lucru. Salariul mediu pe economie a crescut între 1990 și 2011 cu 26 în termen real. Deci dacă excludem inflația. Deci avem un salariu cu 26% mai mult decât, putere de cumpărare mai mare, cum se... Nu putem să spunem că n-am avut niciun proiect în acești ani ai capitalismului. Ok, au mers mai prost cu infrastructura, dar până la urmă eu cred că niște lucruri s-au schimbat. Evident că s-au schimbat, deci nimeni și nu spune. Nu, și eu niciodată... să avem un proiect, dar lucrurile sunt mai haotice. Trebuie să avem. În momentul în care trăim într-o țară, trebuie să avem cât de cât, măcar să știm încotro. Pentru că una dintre problemele cele mai mari acestei țări nu este că trăim mai sărac sau mai bine, ci faptul că nu avem un orizont de sens. O țară fără orizont de sens nu poate funcționa. Unde? Încotro te îndrepți? Am avut. A fost proiectul integrării în NATO și în Uniunea Europeană din anii 90. Un proiect de împrumut care... A fost un proiect care a funcționat până la urmă și a produs consecințele. Eu ce observ este că am păstrat discuția, de fapt, pe tărâmul domnului Ernu, adică pe un tărâm materialism, în care noi comparăm avantaje materiale de atunci cu avantaje materiale de acum. Eu aș trece discursul și într-o ordine spirituală. Nimic pentru mine, nici kilometrii de autostradă, nici stâlpii care, dacă se prăbușesc, ok, îngropăm cablurile așa cum am îngropat și comunismul, nu e o problemă, nimic din astea nu suplinesc libertatea care atunci nu exista. Nimic nu suplinește frica, nimic nu suplinește delațiunea, nimic nu suplinește ticăloșia oamenilor care își turnau frații, colegii, părinții și îi băgau în închisori. Nimic nu suplinește imbecilitatea absolută a acelui sistem. Cu antielitismului. Nimic nu suplinește modul în care a adulterat literatura, artele. Deci, în ordine spirituală, sistemul acela a dăltuit absolut nimic valabil. Absolut nimic. Iar dacă, printr-un hazard istoric, într-o perioadă post-belică și în 50 de ani de pace, s-au construit niște betoane oribile care ne înfrumusețează într-adevăr peisajul urban, după aia l-au mai hidoșit și cablurile despre care vorbiți. Capitalismul. Mă rog, nu capitalismul le-a pus acolo. Le-au pus... În fine... Asta este altă discuție. Dar haideți să nu rămânem în ordinea aceea spirituală, pur materială, și să nu atribuim niște lucruri care oricum s-ar fi făcut prin simplu progres tehnologic post-belic în 50 de ani de pace comunismului, ca merite. Ele s-ar fi făcut și într-o societate capitalistă. Sau credeți că dacă România rămânea regat, nu s-ar fi trânsit niște stâlpi? Nu, așa e, dar aici intervine un dacă. Aici intervine un dacă. Pot să dau exemple și în contrare. Ceea ce spun eu, nu că aceste lucruri sunt niște valori. Ceea ce spun eu este că dacă nu ne uităm încolo să înțelegem, așa cum sunt ele hidoase, sunt ale noastre, ele, am trăit în ele, adică dacă nu înțelegem modul în care am trăit în ele, forma în care ne-am comportat,
ce a produs acel tip de infrastructură, fiindcă eu nu zic că acel tip de infrastructură a produs un om strălucit și mai departe. Dar asta este o realitate și este realitatea noastră. Adică trebuie să o înțelegem ca să putem face un pas mai departe. Suntem de acord. În sensul ăsta, niciodată n-am... Pentru că dacă nu înțelegem ce s-a produs acum, nu înțelegem nici de ce aceste fenomene apar, pentru că sunt niște cauzalități. În general, societatea funcționează, se produc niște fenomene în anii 70 și el dau roade în anii 90-2000, adică cu o întârziere mult mai mare. De exemplu, ceea ce astăzi noi, cum scrie la Scripturi, că voi le știți mai bine, semănăm, peste o vară o să culegem. Adică faptul că astăzi 90% dintre copiii de la, nu, mai mult de 90, 97% dintre copiii de la țară n-ajung la universități, la studii superioare, o să culegem peste 20 de ani. Și nu vreau să știm... Păi, asta spun statistici. Eu vă dau exemplu. Sunt profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și pot să dau două cifre. În 1989, Universitatea Babeș-Bolyai avea 5.000 de studenți și erau 4 universități câteva în țară. Complete erau 3. Nu? București, Iași, Cluj. Deci avea 5.000 de studenți Babeș-Bolyai. Astăzi are 55.000. Nu văd cum statistica îți spune că astăzi merg mai puțin copii la universitate decât statistica atunci. Statistica spune că dacă sunt 200.000 de elevi de liceu, 200.000 au bacul și tot atâția intră în facultăți, ceea ce e o problemă de calitate. Și lucrul ăsta este înfricoșător. Și eu mai spun un lucru care este paradoxal. În ciuda proiectului progresist radical pe care îl comportă comunismul, fiindcă comunismul este un modernism radical, el vrea să șteargă trecutul și să creeze un om nou, o rânduire nouă, el este astfel un proiect modernist, mediorist, rusoist, utopic, care crede că trebuie ras ceea ce există și inventa ceva care se presupune că e mai bun, chit că nicio experiență nu a demonstrat că acel ceva ar fi mai bun, fiindcă el pur și simplu n-a existat încă. Dacă urmăriți ce vreau să spun, acest proiect modernist radical, în mod paradoxal, în România și în alte țări, a avut și o latură conservatoare, din punct de vedere moral, școlar și așa mai departe. Adică, cu alte cuvinte, ceea ce a supraviețuit bun în comunism era bunătatea din lumea pe care comunismul încerca să o extermine. Să zicem, o anumită selecție la universități, examene de admitere, nu știu ce, era de fapt prelungirea unui sistem anterior. O anumită decență, inclusiv sexuală, morală, ca nivel de moralitate publică, a imaginii, pur și simplu, care era, nu este neapărat în spiritul comunismului. Marx predică în Manifestul Partidului Comunist disoluția familiilor, imoralitatea generalizată, comunitatea femeilor, bon, și așa mai departe. Deci, comunismul, aș spune, în ciuda lui însuși, așa, malgré lui, a păstrat unele lucruri bune din lumea veche. Doi la mână. Prin simplu fapt că a ocupat o epocă istorică de un număr de 45 de ani, în acea epocă oamenii care au trăit au mai și construit câte ceva. E foarte greu să spunem cum ar fi construit dacă n-ar fi fost comunismul. Eu ceea ce spun este că în ordine spirituală comunismul a fost o agresiune împotriva firii umane, împotriva libertății, libertății de conștiință, libertății de credință, libertății de asociere și așa mai departe. Deci nu avem absolut nimic de a regreta din acea perioadă. Aici suntem adică, total de acord. În sfârșit, nostalgie, regreți lucrurile mici din viața ta personală. Te regreți pe tine însuți de acum 20 de ani, când erai cu 20 de ani mai tânăr. De fapt, de asta se leagă Eugenia și Trabantul și nu uman. De nostalgia e față uman. De un regim. Bun, aici vreau să schimb puțin discuția dacă nu mai sunt. Muzeul Comunismului, m-am uitat astăzi puțin. De ce e nevoie, domnule Papa Hagi? Și domnule, știu că sunteți el spune de ce nu e nevoie. Stai. De ce nu e nevoie așa? O concepție diferită. Haideți să-l lăsăm întâi pe domnul Papa Hagi care și să lămurim așa. Eu vă pot spune, fiindcă știu cum s-a născut acest proiect. Deci, cel puțin... Teodor Baconski a propus partidului de guvernământ să-și asume politic acest proiect care era de fapt propus de președintele Băsescu în condamnarea comunismului, memoria comunismului trebuie să fie ținută vie și nu în felul acesta oarecum vinovat. Este o datorie pe care... Vinovat, spune trivial. Mă rog, este o datorie pe care... Partidul, cel puțin PDL, dar în general centru-dreapta din România, și-a asumat-o prin condamnarea comunismului și care încă nu s-a întâmplat. Deci este o datorie rămasă în aer.
Muzeul nu este muzeul comunismului în care să avem, de pildă, raioane de alimentară și să eugenii și bomboane din acelea în care îți spărgeai dinții și să lăcrimăm nostalgici. Muzeul este, de fapt, un muzeu care arată, care ar trebui să aibă și o anumită pedagogie publică. Așa cum este, de pildă, ceea ce am văzut la Berlin și m-a frapat extraordinar de mult, se numește Topografia Terorii, un loc, fostul sediu al Gestapo, și în spate o bucată din zid, deci cele două agresiuni împotriva sufletului german, la care au fost părtași, dar de care au și suferit, sunt explicate pedagogic și ele nu ți inspiră la sfârșit un sentiment ambigu sau ambivalent, ci îți arată că acele proiecte ale modernității târzii au fost criminale. Nu puteau să se termine altfel decât rău, fiindcă însuși proiectul era criminal. Proiectul era o agresiune împotriva firii umane. Deci de aceea acest muzeu se numește muzeul, ar trebui să se numească Muzeul Dictaturii Comuniste. Teodor Baconski l-a asumat cu mare curaj. Și acum mă adresez prietenilor mei, Stanomir și alți oameni de înaltă ținută și intelectuali de dreapta de la Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului. Este și datoria lor morală să contribuie la acest proiect. Muzeul trebuie să reunească o parte de cercetare puternică, așa cum are orice muzeu adevărat din lumea asta. Mă gândesc la Institutul Lumii Arabe la Paris, la British Museum. Deci un muzeu are totodată o latură de cercetare și o latură de expoziție. De ce simțiți nevoia să vă adresați lor? Aveți sentimentul că proiectul e întârziat? Este un sentiment difuz că proiectul este oarecum întârziat. El ar aduce o economie la buget într-o primă instanță prin comasarea unor instituții în care unele au fost create ca să ascundă, de fapt, adevărul despre Revoluția Română și nu voi nominaliza asta vreau la să ce... Da, probabil că un fost președinte al țării va reacționa la ceea ce am spus acum. Pe de altă parte, este o datorie față de memoria acestei țări, ca în capitala țării să avem un muzeu, un memorial al suferinței comuniste, în care nu aș fi opus să apară și elemente de viață cotidiană, cum probabil vrea domnul Ernu. Dar în același timp trebuie să fie prezentă și această parte de pedagogie. Acum o lună, probabil după ce a apărut ideea oficială, pronunțată de domnul Baconski, susținută de domnul Vladimir Chismăneanu, exact, care am citit, am înțeles despre ce e vorba, noi am propus o discuție publică și am cerut de la mai multă lume. Cred că s-a scris chiar destul de multe, s-au scris, nici nu ne-am așteptat, au fost cred că peste 15, chiar unele mai întârzi încă, și chiar am cerut opiniile unor oameni foarte diferiți, de la domnul Vianu, care nu poate fi învinuit de stânga, până la domnul... Mă rog, nu e niciun om de dreapta. E o vină. Ion Dianu? Oricum. Da. E un om admirabil. Un om admirabil care se respectă toată lumea. Da. Până la domnul Antonese sau oameni cunoscuți ca având poziții liberale. Evident, multe texte din direcția stângii, pentru că asta este platforma noastră. Majoritatea, cred că puțin dintre cei care au scris s-au pronunțat împotrivă, direct. Eu personal, ceea ce mă deranjează este modul în care se face. Adică, înainte de a decide ce e ăla muzeu sau cum îl facem, trebuie să ne punem niște întrebări. Adică, ceea ce susțin eu, că în primul rând trebuie să există o dezbatere. Ce vrem cu acest muzeu? Ce vrem să prezentăm acolo? Cine îl face? Există o tendință de monopol. Adică, și de monopol combinată, să zicem, un anumit, cum se face la noi, o anumită grupare care decide, care se coaguleze cu putere. Nu decide, propune. Deci, adică n-a existat o masă rotundă. Dar nu e vorba nici de masă rotundă. A fost, e practic, vine din pe filiera puterii. Deci, nu cred,